Sfârșitul de săptămână a fost încununat cu succes pentru Denisa Suciu. Eleva școlii gimnaziale Ovidiu Sunșianu la clasa a 6-a, tânăra din Făgăraș, a participat la Olimpiada de Limba și Literatura Română, faza județeană, desfășurată la Brașov. A obținut cel mai mare punctaj și astfel s-a calificat la faza națională a concursului. A fost destul de greu, concurența a fost mare, m-am pregătit foarte bine și intens pentru această olimpiadă, dar am reușit să trec peste tot și a fost totul bine. Mă bucur pentru că este al treilea an la rând când am elev calificat la etapa națională. Pentru mine este o justificare a muncii mele și mă bucur că numele Făgărașului se poate auzi mai departe la nivel național, ceea ce este o mare realizare pentru un oraș atât de mic al nostru. Rezultate bune au obținut și ceilalți elevi ai școlii Ovidiu Sunșianu, care au participat la competiție. Anina Manea din clasa a 6 a obținut premiul 3, mențiune, Emma Bârzan din clasa a 6-a, Bianca Ciolan din clasa a 6-a, Cătălin Bălan din clasa a 5-a și Diana Boieriu din clasa a 7-a. Pentru Denisa Suciu urmează faza națională ca reprezentantă a județului Brașov.